Bună dimineața! Claudiu Ilișanu este numele meu, sunt prefectul județului Bacău. Bine să contrași, păi bine. Atunci vă rugăm să luăm loc. Să-i dăm pripire. Ședința va fi deschisă de către decanul de vârstă, care este domnul Forțanu, și va fi ajutat de juniorii cei mai tineri consilieri, doamna Săvoiu Elena și domnul Aron Ștefan. Domnul președinte, vă rog să dați citire ordinul de zi. Primul rând să mă prezez, Forțanu Vasile, membru AUR. Da, da. Viitor consilier AUR. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sau un pic de emoție, bună ziua! Invitați, în calitate de decan de vârstă, îmi revine deosebită plăcere să citesc ordine de zi a ședinței de constituire a Consiliului Local de Regiu 2024-2028. Ordine de zi este următoare. Prezentarea încheiere judecătoriei unești de validare a consilierilor aleși al alegerilor din 09 iunie 2024, depunerea jurământului de către consilierii validați de judecătoria unești, prezentarea încheierii judecătoriei unești
de validare a primarului, declarat ales al alegerilor 09 iunie 2024. Depunerea jurământului de către primar. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule președinte. O să vă rog să trecem direct la punctul 1. O să dau citire dispozitivului, doar dispozitivului Serviței Civile 37-98 din 15-a 2024. În numele legii, instanța dispune că arbitrajul a privit propunerea de validare și propunerea de invalidare formulată de petentul secretar general al Comunei Elegiu, validează mandatele consilierilor declarați aleși respectiv. Macovei Mihaela, candidat din partea Partidului Social Democrat, Vodă Mihai Ștefăniță, candidat din partea Partidului Social Democrat, Drug Gheorghe, candidat din partea Partidului Social Democrat, Stoica Nelu, candidat din partea Partidului Social Democrat, Enea Nicu Ciprian, candidat din partea Partidului Național Liberal, Săvoiu Elena, candidat din partea Partidului Național Liberal, Drug Valeriu, candidat din partea Partidului Național Liberal, Arun Ștefan, candidat din partea Partidului Mișcarea Populară, Bădic Gheorghiță Cristinel, candidat din partea Partidului Mișcarea Populară, Enea Svetlana, candidat din partea Partidului Mișcarea Populară, Busuioc Ion Daniel, candidat din partea Alianța pentru Uniunea Românilor, Scorțanu Vasile, candidat din partea Alianței pentru Uniunea Românilor și Capătă Emil, candidat din partea Uniunii Salvați România. Invalidează mandatul de consilier local declarat ales al domnului Mărgălina Ion. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Trecem la punctul 2, să termină punctul 1, să înceapă consilierii să pună. Punctul 2 este depunerea jurământului, da. În ordine alfabetică, consilierii vor fi invitați să depună jurământul de credință cu mâna dreaptă pe Biblie și pe Constituția României. Domnul Ron Ștefan, sunteți primul. Cu semnatul Aron Ștefan. Nu, doar jurământ, vă rog. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Elegiu, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Bădic Gheorghiță Cristinel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Cu succes! Vă mulțumesc! Hai, ne-am luat în apă și mă rog pe la vizionare. Sigur că vă mulțumesc. Bună asta, Elena! Pregătește-te, domnul. Vă să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă puterile și perceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Elegiu, județul Bacău, așa și să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pe subire de locuitorul Elegiu, județul Bacău, așa să nu-mi ajute Dumnezeu. Doamne ajută! Vă mulțumesc, domnul Sărci. Mulțumesc, domnul. Capătă Emil. Thank you.
jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și în priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei regiuni de Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Sunt supropriat și mă voi ține de jurământul care... Doamne ajută! Drug Gheorghe. Ia să mă uite, e un parfumor vreun. Da. Poate, în fața a fost noi. În loc să-l spui cu totul ca și noi, trebuie să facă un lucru să mică cu totul pe mișcuterea mea, pentru binele locuitorilor comunei de Drug de Bacău. Așa să ne ajută Dumnezeu. Succes! Păi a început, da. Se depun până amintele, da? Domnul Drug Valer. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei de Regiu, județul Bacău. Așa sunt de sus. Mulțumesc! Mulțumesc! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru bine locuitorul comunei de Dumnezeu, trebuie să facă. Așa să merge Dumnezeu. Mulțumesc! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Chereziu, județul Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele, binele locuitorilor comunei de regiune, județul Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Porteanu Vasile. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Regiu, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei de Regiu, județul Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc. 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 Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Heregiu, județul Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. O să trecem la punctul 2 al ordinii și fie când doamna Svetlana de la școală va urma cu Jehidul ăsta. O să dau citire dispozitivului sentințe. Trecem la ordinea 2, punctul 3 de ordinea de zi. Constatăm că este
legal constituit. Așa. Potrivit articolului 118 aliniat 1 din nou G57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al județului, Consiliul Local de Regiune al județului Bacău este constituit legal, deoarece au depus jurământul număr de 13 consilieri, iar în termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului județului Bacău, prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Doamna secretar general, putem trece la punctul 3, prezentarea încheierii judecătoriei Onești pentru validarea primarului declarat ales la legea de 9 iulie. La dispozitivul sentinței civile 3745 din 15.10.2024, în temeiul articolului 149 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ actualizată, admite cererea formulată de circunscripția electorală numărul 40 Renegiu, validează mandatul de primar al comunei de Renegiu, județul Bacău, pentru domnul Mădălin Aion, candidat din partea Partidului Social Democrat. O să depunem jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Elegiu, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Înmânați în semnele comunei Elegiu, noului primar ales. Să fac și rușetă. Dumnezeu, cele 3-4 mandate că ți le-ai propus, din chiar, așa că ne-am terminat fără probleme, fără necazuri și să treci cu capul sus. Mulțumesc! Să fiți astăzi este o zi deosebită în viața mea, poate unică, nu știu, mai vedem dacă se va îndeplini dorința de a mai avea și alte mandate, dar ne raportăm strict la ziua de astăzi. Mă simt deosebit de onorat. Alături de mine astăzi sunt oameni deosebiți aici. Sunt oameni cu experiență în administrație. Oameni la care pot spune că poate am învățat sau urmează să mai învățăm și împreună să formăm o echipă, ceea ce îmi doresc din tot sufletul, cu toți consilierii noi sau cei care mai au alte mandate anterioare, îmi doresc să avem o echipă constructivă și împreună să avem rezultate bune și într-adevăr să regăsim în faptele noastre ceea ce am găsit în jurământ și l-am spus toți cu tot sufletul și din toată inima. Și la sfârșitul mandatului să vedem și rezultatele mult așteptate, atât de noi, cât cu siguranță de toți cetățenii. Le mulțumesc pe această cale în mod deosebit celor care m-au ales, celor care au fost alături de mine în campanie, dar cu siguranță vreau să menționez și faptul că nu voi fi primarul doar celor care au ales echipa noastră, voi fi primarul tuturor cetățenilor comunei Elegiu și în egală măsură vom trata problemele atât eu cât și aparatul de specialitate din comuna Elegiu, în administrația locală, vom trata toate problemele cu maximă seriozitate și cu mult devotament și vom căuta în așa fel încât să ajungem la rezultatele dorite de toți cetățenii. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc un mandat ușor și neașteptat. Cred că am avut onoarea să-mi bună voința să vină, să fie alături de noi astăzi la Elegiu. Un semn bun pentru comuna Elegiu, sper eu. Dacă cineva dintre domnii sau doamnele consilieri local vor să ne spună câteva cuvinte. Eu aș ruga un cuvânt din partea preoților, după doamnă. Pentru că în tot ceea ce am făcut eu în viață, am început cu binecuvântarea Domnului și atunci astăzi cred că prin prezența lor, deja eu consider că e o binecuvântare și vă dorim întotdeauna alături de noi și de comunitatea noastră, de rugăciunile care le fac dumnealor. Eu cred în ele și atunci, cu siguranță, va fi bine pentru noi toți. Da, sunt foarte emoționată, dar, domnule Mătălina, astăzi vreau să vă mulțumesc pentru faptul că acum 8 ani mi-ați oferit încrederea
și mi-ați propus să fiu alături de, să intru în echipa dumneavoastră, o echipă minunată atunci și acum, dar nu m-a determinat pe mine să intru. Cel care conduce echipa a fost un pion important pentru mine. Deci echipa noastră a fost și este condusă de o persoană prietenoasă, de o persoană muncitoare, de o persoană onestă, sociabilă și nu în ultimul rând serioasă. Serioasă în tot ceea ce face. Încă de la început v-am perceput ca un om deschis. Un om care abordează problemele cu foarte multă responsabilitate. V-am văzut o persoană echilibrată care este gata să ajute pe oricine are nevoie și este o persoană care abordează problemele raportându-se la firea și persoana, personalitatea omului cu care discută. Și să știți că nu în ultimul rând am rămas alături de dumneavoastră și de echipă. Am văzut în dumneavoastră un familist convins, ceea ce pentru mine contează foarte mult. Astăzi vă mai mulțumesc și pentru faptul că în cei 8 ani de zile niciodată nu mi-ați impus ceea ce să fac în Consiliul local, având în vedere ședințele desfășurate, m-ați lăsat să-mi exprim punctul de vedere așa cum l-am gândit eu. Vă felicit și pentru cei 4 ani din postura de primar, pentru tot ceea ce ați putut să faceți și în numele echipei vă urez succes în mandatul de primar. Sunt convinsă că veți aduce rezultate pozitive în comuna noastră și că vă fi alături de noi și de toți cetățenii comunei. Așa să vă ajute Dumnezeu. Mulțumesc, doamna. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc un buchet de flori din partea noastră. Pe trandafiri, așa cum. Mulțumesc, doamna. Mulțumesc. Acum o să vă rog să depună jurământul și doamna consilier. Pe care o să modificăm procesul verbal cu 14 consilieri. Da, da. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și percepere mea. Pentru binele locuitorului comunii Herigiu, județul Bacău. Așa să mă ajut Dumnezeu. Doamne, vă un cuvânt din început pentru din partea colegilor Dorin. Preaștepți părință, domnule prefect, domnul primar, distinși consilieri locali și toți cei care am vrea să fim o familie. Pot confirma din cuvintele domnului primar, ca fiind un bun credincios al bisericii din satul nostru, Drăgujești, și mă simt onorat să-l am ca fiul duhovnicesc atât pe el, familia sa și cei apropiați lui. Sunt sigur că, din funcția pe care aveți, veți fi la fel de atent cu cele spirituale. Rare ori să avem slujbe importante în Sfânta Biserică fără familia Magdalena. Familia Magdalena care a confirmat și, așa cum Sfântul Apostol Pavel spunea, taci tu și lasă faptele tale să vorbească, Domnul Magdalena a încercat, cât a fost în putință, să ajute necondiționat pe cei care cu adevărat aveau nevoie. Biserica așa are din cazurile și bucuriile ei. Și ne-am bucurat să avem în sânul nostru oameni devotați, oameni credincioși, oameni responsabili. Ceea ce ține din punct de vedere al duhovnicului, pot confirma și pot garanta că alegerea a fost corectă. Alegerea a fost așa cum am dorit. În orice competiție sunt învingători și învinși. Dar trebuie să dăm credit
și frumos a spus, după 4 ani de zile va confirma ceea ce a semnat astăzi. Nu putem face nimic fără Dumnezeu, nu putem face nimic fără a include și divinitatea. Și sunt sigur că și fostul primar, domnul Eni Ciprian, care atât de mult a iubit biserica și o iubește în continuare, predă o ștafetă, predă o primărie, am putea spune la cheie, dar lucruri sunt permanent de făcut, permanent de reparat, permanent de adăugat. Și la fel, așa cum domnul fostul primar a putea grijă de biserică, domnul Mândrina va putea în continuare grijă de toate bisericii din comunitatea noastră. La orice oră, din zi, din noapte, așa cum cum aș spune bine, noi răspundem prezent. La toate cele ce suntem chemați, mai mult, dacă aveți nevoie de ceea ce suntem noi capabili, cu multă bucurie vom face acest lucru. Vă mânăm o icoană, pentru care sunt sigur că dumneavoastră aveți o râvnă aparte față de Maica Domnului, cu pruncul în brațe, cu Mântuitorul Iisus Hristos, care să vă protejeze frumoasă misiune pe care de astăzi o începeți, familia frumoasă, și mă bucur că într-o oarecare măsură, într-o părticică mică, fac și o parte din familia noastră duhovnicească. Amin. Să fiți sănătoși. Vă voi păstra în birou și să dea Domnul așa scrie, cum îi spuneți dumneavoastră. Domnul primar, dacă îmi permiteți și mult să spun ceva cuvinte, după care eu să rog pe domnul președinte din cadrul vostru de ședință să închidă redele ședinței din constituirea Comunului Bălicii. Doamnelor și domnilor consilieri locali, preacucernici și părinți, doamnelor și domnilor invitați, în calitate de reprezentant al instituției prefectului județului Bacău, dar și în calitate de reprezentant al guvernului din teritoriu, aș vrea să mă adresez Consiliului Local, în primul rând, cu rugămintea de a fi unit în jurul proiectelor și investițiilor pentru binele locuitorilor Comunei Chelegiu, așa cum scrie și în jurământul de credință pe care dumneavoastră l-ați depus astăzi. Vă urez mult succes, multă sănătate, să ne revedem cu bine și mult succes, domnule primar, o să deveniți colegi în situații de urgență, de astăzi deveniți președintele Comitetului Local pentru situații de urgență și o să colaborăm foarte des, chiar 24/24, noi trebuie să fim în slujba cetățenilor. Vă mulțumesc pentru invitație și vă urez mult succes! În decanul de vârstă al Consiliului Popular, am ajuns Consiliul Local. Am ajuns să mă înscriu la vârsta mea într-un partid. Să mă înscriu într-un partid care aș vrea să merg în continuare, cum am jurat pe Biblie, cu credință, să respectăm cetățenii și să lucrăm pentru ei, că de aia ne-au votat pe noi ca să ajungem în fruntea lor. Se declară închise lucrările ședințe de constituire a Consiliului Local de Legiu. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Mulțumesc!